Vineri 10 decembrie, Comisia Europeană organizează la Bruxelles o audiere publică, concepută ca ultimă oportunitate oferită industriei de asigurări de a analiza atât revizuirea directivei privind intermedierea în asigurări, precum și premisele pentru proiectarea noii directive. Media Exprim va fi reprezentată la eveniment de către Sergiu Costache, președinte Media Exprim, și Daniela Ghețu, director editorial al publicațiilor Prim, care vor adresa întrebări din partea industriei românești de profil în pregătirea conferinței internaționale de intermediere în asigurări programată pentru luna martie 2011 la Istanbul. Alături de noi este acum domnul Sergiu Costache, președinte Media Exprim. Bine ați revenit la noi în studio! Mulțumesc! Domnule președinte, veți reprezenta în numele Media Exprim piața românească de asigurări la Bruxelles, în cadrul audierii publice, al cărei scop este revizuirea directivei privind intermedierea în asigurări. Spuneți-ne care este următorul pas pentru realizarea formei finale a acestei directive, care va influența în mod decisiv intermedierea în asigurări la nivel internațional. La Bruxelles aș spune că mă aflu în primul rând ca reprezentant al pieței românești de asigurări, mai precis ca reprezentant al Asociației pentru Promovarea Asigurărilor. Următorul pas logic după Bruxelles este, odată directiva ajunsă în această fază finală, să fie discutată împreună cu brokerii din întreaga Europa. În acest sens, în martie 2011 la Istanbul va avea loc conferința internațională privind intermedierea în asigurări. Este un pas important pe care îl facem. Ceea ce e de reținut este că după Bruxelles urmează Istanbulul. Spuneți-ne, vă rog, cine organizează această conferință și care vor fi principalele subiecte abordate în cadrul ei? Conferința are ca organizatori Media Exprim și Istanbul Underwriting Center, dar nu este o conferință turco-română privind brokerajul în asigurări. Este o conferință internațională, avem sprijinul Bulgariei, Uzbekistanului, sunt o mulțime de alte structuri care urmează să ni se alăture din Europa Centrală și de Est, Rusia și spațiul fostei Uniuni Sovietice. Care vor fi principalele subiecte din cadrul discuțiilor? În primul rând se vor discuta experiențele relevante pe care le-au avut brokerii din toată Europa în această perioadă de criză și soluțiile pe care le-au găsit privind depășirea ei. Pentru că trebuie să recunoaștem, brokerajul de asigurări a reușit să treacă cu bine de această perioadă de criză. De asemenea, se va discuta cum va afecta introducerea noii directive privind intermedierea în asigurări brokerajul. Afectarea va fi una cel puțin la fel de profundă cum este cea Solvency II pentru companiile de asigurări. Am înțeles caracterul internațional al acestei conferințe, precum și importanța ca această conferință să se desfășoare. Spuneți-ne cine sunt cei așteptați să ia parte la discuțiile din cadrul conferinței din martie din Istanbul? În afară de reprezentanții ai uniunilor profesionale și ai brokerilor de asigurări din Europa Centrală și de Est, sunt reprezentanți din Rusia, din comunității statelor independente, statele fostei Uniuni Sovietice, Turcia și Orientul Mijlociu. Deci reprezentarea este practic tot ce înseamnă Europa, Orientul Mijlociu, toată zona aceasta de influență europeană. Și pentru că noi vorbim cel mai mult despre interesele pieței românești de brokeraj în asigurări, cât de important este ca piața românească de brokeraj în asigurări să fie cât mai bine reprezentată la Istanbul în luna martie? Cred că este extrem de important pentru brokerii români să se afle acolo. În primul rând, această inițiativă a organizării conferinței de la Istanbul a plecat din România. Trebuie să se vadă acolo că suntem bine reprezentați, că suntem puternici, că avem inițiativă, că suntem inteligenți și că Uniunea Europeană se poate baza în orice moment pe noi. Acesta este motivul pentru care o puternică prezență românească ar fi utilă. Mi s-ar părea destul de ciudat că la această conferință inițiată de către România, cu această anvergură europeană, companiile românești să lipsească.
Lipsa lor s-ar mai traduce și printr-o lipsă de informare și de conectare la realitățile piețelor internaționale. Istanbulul este o placă turnantă pentru informație și este bine să fii conectat la ea. E un loc în care se pot relaționa extraordinar de bine și de repede cu colegilor din toată Europa. Sunt niște punți de comunicare care se creează acolo și care vor funcționa mulți ani de aici înainte. În afară de asta, nu văd de ce această directivă privind intermedierea în asigurări să nu aibă o susținere, să nu susțină interesele pieței românești de brokeraj. Vă mulțumim foarte mult și vă urăm mult succes atât la Bruxelles cât și la Istanbul în primăvară. Mulțumesc!